pasiune, profesionalism, dăruire. De 3 ani suntem aici pentru tine. Da, Reghin TV, televiziune. Poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, talk show. Această emisiune vă este oferită de compania Hora S.A. Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Simina Cota și am plăcerea de a ne reîntâlni la instituția. Dacă în urmă cu câteva zile, mai exact o săptămână, vă făceam o urare și anume să aveți sănătate, că e mai bună decât toate, de data aceasta, în această seară, vom vorbi despre felul în care trebuie să ne păstrăm sănătatea, nu neapărat să ne păstrăm, să avem grijă de noi, să avem grijă de viața noastră, să ne ferim într-o oarecare măsură de pericole. Dar dacă, după părerea mea, probabil drumul nostru este bine definit încă de la începutul vieții noastre și nu ne putem feri de unele obstacole, sunt oameni care vin în ajutorul nostru. Despre a toate acestea și despre multe alte lucruri, am plăcerea de a-l avea în această seară alături de mine în studio pe domnul Ioan Chibul Cutean, locotenent colonel, comandantul detașamentului de pompieri din Reghin. Bună seara, domnule locotenent colonel, și bine ați venit! Seara română, bună seara telespectatorilor și vă mulțumesc de invitație și vă doresc viață lungă în televiziunea de Reghin. Mulțumesc mult! Pompierul. Toată lumea, cred că în momentul în care se gândește la pompier, se gândește doar la incendiu. Dar rolul unui pompier nu este de fapt doar stingerea incendiului. Pompierul este ceva mult mai mult, mult mai important pentru siguranța noastră, pentru viața de zi cu zi. Spuneți-ne dumneavoastră, probabil am ales acest început tocmai pentru cuvântul pompier. Ce înseamnă a fi pompier? Sigur că rolul pompierului la înființare a fost în lupta cu flăcările. Pompierul sau persoane care s-au ocupat în lupta cu flăcările a existat poate din cele mai vechi timpuri după apariția focului, bineînțeles. Se știe foarte bine că focul sau descoperirea focului a fost una dintre cele mai mari invenții în progresul omenirii, însă scăpat de sub control poate să fie și dăunător și poate pentru a diminua această daună au apărut pompierii. La noi în țară și în Ardeal pompierii au apărut prin anii 1600, dar înființarea primelor unități de pompieri s-a făcut la 1835 la Iași, 1845 la București, după care au început zonal să apară în primul rând în orașele mai mari și pe urmă și în celelalte zone să apară acești pompieri care lucrează cu sau care luptau cu focul. Sigur că focul scăpat de sub control poate să reprezinte un dezastru pentru o comunitate. V-aș da exemplu, un focul cel mare din București se numește 1848, când în ziua de Paște, dintr-un joacă un copil cu un pistol, s-a aprins o căpiță de paie care a dus la prinderea sau la arderea a unei părți din reședință plus anul 10 și mai departe a unui dezastru. Și pompierul este pentru gestionarea situației de urgență, aceste situații de urgență care parcă de la în
an devin tot mai complexe, mai ample și intervenim în tot ce înseamnă situații de urgență. Ce înseamnă o situație de urgență? Cât ce este din normalitate? Este de a pune pe făgar normalitatea această stare de fapt. Și intervenim pentru incendii, pentru inundații, pentru alunecări de teren, pentru cutremure, pentru zăpeziri, pentru secetă, pentru epidemii, pentru accidente, fie ele sub orice formă, chimice generale, articulație, având și echipajul smut pentru alte situații. Deci paleta de acte noastră este amplă. Într-un cuvânt aș spune, atunci când omul se află în pericol și nu își poate gestiona acea situație, apelează, bineînțeles, la serviciile noastre. Pompierul este pregătit să acorde primul ajutor până la sosirea medicului? În anumite competențe, da. Deci, înființarea serviciului SMURD în țară și în județul Mureș, după cum bine știu, este că de la noi a pornit și un lucru cu care putem să ne mândrim, deci de la pompierii din Târgu Mureș a pornit această amploare a SMURD-ului sub coordonarea doctorului sau actualmente secretar de stat Raed Arafat. S-a înființat serviciul SMURD și la detașamentul Târgu Reghin cu sprijinul primăriei municipiului Reghin și atunci o parte din personalul pompieri a urmat cursul de paramedic și este pregătit pe ceea ce este direcționat să facă da. Și este pregătit bine, pentru că pot să vă spun că pompierii reghineni au luat locul 2 pe țară la concursul desfășurat la nivel național pe situații de urgență, acordarea primului ajutor și descarcerare, iar echipajul din Reghin a luat locul 2. Era foarte aproape de locul 1, dar probabil așa trebuia ca locul 1 să fie luat de către organizatori. S-a desfășurat în Prahova la școala de subofițeri de la Boldește și ei au luat locul 1 și noi locul 2. Deci, da, pot să spun, pompierii sunt pregătiți pentru ceea ce li se distribuie să gestioneze ca situații medicale, da. Sunt sigură. Dragi telespectatori, am vorbit despre pompieri. Pompier și ceea ce înseamnă a fi pompier, dar cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să vă cer, să vă rog, să-mi spuneți Ioan Chibulcuian și cariera dumneavoastră militară. Să vorbiți puțin de drumul dumneavoastră în ascensiune, de ați plecat dintr-un sat de la țară, da, și ați ajuns comandantul a 100 și ceva de oameni. M-am născut la țară și o spun cu mândrie de câte ori am această ocazie. M-am născut în comuna Cozma, județul Mureș, dar tata fiind din Cozma, mama din Fărăgău, când aveam eu 6 luni, părinții mei au decis să se stabilească cu domiciliu în Fărăgău, unde au locuit până am ajuns eu la vârsta de 19 ani, că 82, când îndrineam stagiul militar, s-au mutat la Reghin. Am făcut școală la primară în comuna Fărăgău, după care am făcut 10 clase. Eram profil pe lucrare la lemnului, făcusem o vizită de la școala generală la fabrica de instrumente muzicale și copil plecat pentru prima dată din sat la vârsta de 14 ani când mi-am făcut buletinul, tare m-a încântat acest lucru și am observat-o ca o meserie frumoasă pe care mi-o doream și rămâne pentru mine una din meseriile frumoase și emblema Reghinului. Doream acest lucru și am fost nevoit să mă mut, sfințându-se profilul prelucrare a lemnului, de la liceul 1 să mă mut la liceul forestier din Târgu Mureș. Locuind la țară, n-aveam certitudinea că voi intra cu o medie care să-mi asigure bursă și am fost nevoit să dau la școală profesională. Am urmat școala profesională la liceul forestier, după care m-am întors, am fost încorporat la arma pompier care mi-a schimbat și destinul, după care m-am întors, mi-am continuat la liceul numărul 2 la Seral studiile, 12 clase, după care am dat la Academia de Poliție, era pe vremea aceea școala de ofițeri a Ministerului de Interne București, actualmente Academia de Poliție, Facultatea de Pompieri și în 90 am avut-o întorcându-mă sau fi repartizat în județul Mureș, la detașamentul de Pompieri, unde am rămas și voi rămâne dacă Dumnezeu îmi va da sănătate până la pensie. Deci am 22 împliniți de muncă și sunt comandantul subunității de 19 ani, cred că. Da, dar acum să nu faceți uz de modestie și totuși să spuneți că activitatea dumneavoastră, nu, meritele dumneavoastră nu au fost apreciate și undeva mai sus, ținând cont că domnul Ioan Chibulcuian
a fost premiat, să zic așa, cu o diplomă de excelență. Spuneți-ne și despre acest lucru, da, pentru că păi se sigură că... sunt cel mai vechi comandant de subunitate din județ. Deci, acest an, cu ocazia Zilei Pompierilor, deci 13 septembrie, Ziua Pompierilor, prin ordin al Inspectoratului General, fiecare inspectorat a desemnat câte doi reprezentanți să participe la festivitățile organizate la București. Era vorba de un cadru, să zic, cu merite deosebite și ca să aibă frumusețea de plină și câte o femeie în fiecare unitate să dea bine și chiar dă bine o femeie în uniformă militară la festivitățile de organizate la București de 13 septembrie. Și am fost eu cu o domnișoară de la Târgu Mureș, iar inspectoratul general împreună cu primarul general al municipiului București, domnul doctor Oprescu, mi-a înmânat o diplomă de excelență pentru care pot să spun să mândru, prin care eu am fost destinat din partea unității să primesc această diplomă. N-a fost acordată tuturor județelor, o dețineam și consider că da, e un merit pe care inspectorul șef și comunității a considerat că e al meu. Felicitări! Da. Servesc patria, spune militarul. Da. Domnule locotenent colonel, suntem în luna octombrie, pe sfârșitul lunii octombrie, iar 13 septembrie a punctat Ziua Pompierilor. Spuneți-ne puțin care au fost activitățile prin care detașamentul condus de dumneavoastră a scos în evidență această zi. Am lipsit la această zi pentru că am plecat pe data de 12, am plecat la București și m-am întors pe data de 14. Activitățile au fost organizate la nivel de inspectoratul județean mai reușite ca niciodată. Domnul inspector șef, colonel Olteanu, venind de la București, avea și o altă viziune privind organizarea unei sărbători de amploare, să zic, a armei, și am fost mobilizați în această activitate. Am plecat și noi cu un detașament de pompieri la defilare, inclusiv și cu o grupă destul de semnificativă, de vreo 20 de oameni, care nu au făcut parte din blocul de defilare, dar au participat la aceste activități la nivel de Târgu Mureș. La nivel de subunitate am avut activități în săptămâna premergătoare acestei activități, acestei zile, cu Ziua Porților deschise pe data de 12, pe 13 fiind mobilizați întregul efectiv de subunitate, așa s-a, la unitate așa s-a hotărât, întreceri sportive, expuneri, invitați, deci ca de fiecare dată am încercat să ne sărbătorim și ați fost și dumneavoastră alături de noi, pentru care merită Dare Ghin să le aduc mulțumiri, pentru că am văzut chiar implicarea dumneavoastră în a ne omagia. Aș avea o întrebare. Care este diferența, din punct de vedere profesionalist, între soldații care erau în trecut angajați sau în slujba țării și cei care sunt în zilele noastre? E o oarecare diferență de profesionalism? Da, e o diferență. Și în ce constă? Foarte mare. Sufletul, bănuiesc, până acum era 5 ani, militarii în termen erau pe perioada stagiului militar, deci orice tânăr sănătos își îndeplinea această datorie față de patrie de a-și îndeplini stagiul militar. Și erau repartizați la diferite unități, printre care și arma pompieri. Primeam acei militari care în ultima perioadă începuse din punct de vedere calitativ să fie din ce în ce mai slabi. Pentru că după Revoluție oarecum s-a schimbat optica, unii care erau foarte muncitori plecau în străinătate la muncă și nu mai veneau să-și satisfacă acel serviciu militar, alții își continuau studiile la facultăți și noi nu primeam absolvenți de facultate, pentru ei făceau în alte unități cu termen redus, nu primeam.
unii cu relații își rezolvau problemele și calitatea oamenilor era din ce în ce mai slabă și atunci sigur că și munca noastră era destul de greu să instruiești un om ca într-un an de zile, dar ce un an, că după două săptămâni nici nu știa să umble bine în picioare din punct de vedere militaresc, vreau să mă refer, și noi trebuia să-l folosim la intervenții. Calitativ s-a schimbat. Prin scoaterea serviciului militar obligatoriu a fost acea șansă, poate unicat va fi, ca unitățile militare de pompieri să încadreze din viața civilă, să încadreze personal pentru a-și completa. Sistemul nu era pregătit cu absolvenți de școală ca să poată să încadreze, să preia locul militarilor în termen. Și atunci au fost trei serii de încadrări, 2006, 2007, cred că și 2008, nu vreau să greșesc, în care în prima serie am angajat vreo 27, spre bucuria mea că au venit, era una din condiții să aibă stagiu militar satisfăcut la pompieri și atunci au venit aproape toți foștii mei militari în termen și oameni din zonă pentru care sigur am câștigat un plus, deja știau unde vin și ce așteaptă, iar celelalte două serii, ultima a fost și fără condiție să nu aibă, adică nu mai necesita să aibă stagiu militar îndeplinit, au venit și tinerei, dar care am reușit pentru un program intensiv de formare profesională să integrăm și să-i formăm, iar calitativ sunt două viziuni. Cei militari în termen veneau că erau obligați să-și satisfacă stagiul militar și le duceam povara lor, Doamne ferește, totdeauna mă gândeam, nu cumva, meseria de pompier e o meserie cu un grad ridicat de risc și nu cumva să fiu nevoit să-i trimit acasă decât educați și sănătoși, și mi-a ajutat bunul Dumnezeu acest lucru, iar cei pe care îi avem acum sunt oamenii care și-au dorit să fie pompieri și atunci sigur și altcumva văd lucrurile. Mă scuzați, continuăm cu permisiunea domnului comandant și cu permisiunea dumneavoastră revenim după câteva minute de publicitate. În toamna aceasta, Teletech te întâmpină cu ofertă de nerefuzat. Vino cu orice produs electronic sau electrocasnic vechi și primești o reducere de până la 150 de lei la toată gama de combine frigorifice, la oricare dintre mașinile de spălat, la toată gama de televizoare LCD și la orice aragaz cumpărat. Și asta nu e tot. Fiecare produs achiziționat vine cu multe cadouri utile, produse alimentare, detergent și balsam de rufe, telefon mobil, fier de călcat, vase de bucătărie. Teletech. Strada Iernuței, numărul 41, telefon 0265 511 781. Cel mai mic preț pe care l-ai văzut vreodată.
hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghine. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați, un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxată într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Vrei o vacanță de vis? Tu fă-ți bagajele, noi ne ocupăm de restul. Agenția de turism Idea Tour găsește pentru tine cele mai interesante, inedite și exotice vacanțe pe litoral, la munte sau în stațiunile balneoclimaterice. În plus, noi ne ocupăm ca tu să beneficiezi de programe economice și de lux și îți găsim bilete de avion pentru orice destinație, în orice colț al lumii. Oferim și transport la aeroport. Idea Tour, Reghin, strada Mihai Viteazul, numărul 12, telefon 0265-512-008. Idea Tour, ideea ta de vacanță. Pentru clienții cu idei frumoase, dar cu buget limitat, restaurantul Parc organizează mese festive, nunți, botezuri și zile de naștere. Cu o capacitate de 300 de locuri și cu un decor reînnoit, veți avea parte de un meniu bogat și variat în funcție de preferințele dumneavoastră. De asemenea, organizăm și înmormântări cu meniul la alegere. Vino la restaurant Parc. Ai mâncare gustoasă și prețuri accesibile într-o ambianță inedită. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Am revenit, dragi telespectatori, și stăm de vorbă cu Ioan Chibulcutean, locotenent colonel, comandantul detașamentului de pompieri din Reghin. Domnul locotenent colonel, ce se întâmplă când se sună la 112? Cine se pune în alertă? Depinde cine trebuie. Cred că... Deci, dispeceratul 112 este dispeceratul integral, unde preia tot ce înseamnă apeluri de urgență. Acolo funcționează polițiști, pompieri, jandarmi, poliție comunitară, medic de la ambulanță și de la stația de salvare. Deci, în funcție de necesitatea apelului, e direcționat spre structura care îl gestionează și spre instituția, unitatea sau subunitatea care îl gestionează. Deci se primește apelul de urgență, se înregistrează, de aceea se pune și robotul a sunat la dispeceratul pentru situații de urgență 112, după care intră în limba maghiară și cred că și în țigănește, nu vreau să greșesc, și oamenii trebuie să aibă un pic de răbdare, după care vine operatorul care zice, operator, și îți pui problema și te direcționează spre cel care gestionează situația respectivă.
Aceste apeluri sunt trimise în situația care sunt pentru noi, sunt trimise spre detașamentul de pompieri Reghin, unde urmează o alertă și pe urmă, în funcție de ce se solicită, se stabilesc echipajele și se pleacă spre gestionarea acestei situații. Pe scurt. Da, pe scurt. Anul acesta, din ceea ce știu, ați avut multe intervenții, multe misiuni. 1275 de intervenții am avut la nivel de subunitate, din care 258 au fost pentru pompieri, pentru stingerea incendiilor și alte situații de urgență, iar 1017 sunt pentru SMURD. SMURD-ul însemnând un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Reghin împreună cu patru oameni angajați ai primăriei municipiului Reghin. Sincer, nu cred că ne doream cifra aceasta. Deci e în creștere. Pentru că complexitatea vieții se amplifică de la zi la zi și sigur, dacă acum 20 de ani gestionam 50 de situații de urgență, iată că în 9 luni avem deja trecut de 1000. Nici noi nu le dorim, dar e bine că putem și suntem ca să le rezolvăm. Unele sunt cu complexitate, altele sunt mai simple. Pe partea medicală sunt situații în care se intervine pentru accidente cu probleme grave, dar sunt și situații pentru, știu eu, mai puțin periculoase, transportul unei persoane supraponderate, care singur nu mai poate să coboare săracul din locuință și cineva trebuie să-l ajute, sau alte probleme. Imaginea pompierului și, să spun așa, unităților de pompieri. E frumoasă. Da, e frumoasă, dar... Că... Nu, e un lucru de mândrie. Să... În sondajul de opinii, pompierii sunt cei mai bine cotați. Urmează biserica și armata. Da. Da? Deci cu cea mai mare încredere a oamenilor. Eu vreau acum să-mi faceți dumneavoastră așa o... Eu acum să mă laud. nu e o laudă, e o realitate. O oarecare legătură sau comparație, imaginea pompierului și unitățile de pompieri americane. Putem ajunge la nivelul lor? Acum, eu nu am fost și mi-aș dori un schimb de experiență la americani, însă am avut posibilitatea sau ocazia să văd în Germania. Sigur că și complexitatea problemelor într-un oraș mare, într-o metropolă, sunt mult mai mari. Bineînțeles că dotarea pompierilor americani sunt ca standard net superioară față de români. Dar ca mod de îndeplinire a atribuțiunilor, sigur, sigur. Nu, din toate delegațiile care au trecut, nu din America, dar care au trecut prin subunitatea noastră și prin inspectoratul județean, au fost... bădit încântați de profesionalismul pompierilor mureșeni, mă refer, dar și național. Suntem bine cotați ca o instituție serioasă și pregătită. Sunt sigură. Vorbeam acum câteva minute despre situațiile de urgență, despre incendiile cu care v-ați confruntat în acest an. În septembrie ați avut o serie de incendii pe fond forestier. Chiar 11 septembrie, Munții Călimani, Vârful Pietrosu, undeva la o altitudine de 2100 metri. Da. 108. Am avut acum detașamentul, raionul de intervenție a detașamentului de pompieri Reghin cuprinde și 6 ocole silvice din cele 11 existente la nivel de județ, deci mai bine de jumătate din fondul forestier e gestionat de către subunitatea noastră. Ca niciodată de când lucrez eu, de 22 de ani, aproape 23 de ani, nu ne-am întâlnit cu o situație atât de delicată ca în acest an cu incendii de fond forestier. Am avut, cred că, un număr de 7 sau 6 incendii de fond forestier, dacă îmi dați voie să le spicuiesc. Pe 21-a 7-a am avut un incendiu în localitatea Stânceni, locația Gudea Mare, 4 hectare de vegetație uscată. S-a lucrat de pe 21 până pe 23 împreună cu oameni de la detașamentul de pompieri Târgu Mureș. Cauza a fost foc deschis de către lăsat nesupravegheat de către culegătorii de fructe de pădure. Nu ne-am întors bine
ne-am întors pe 23 undeva la ora 12:30, la ora 13 am plecat la un alt incendiu de fond forestier în localitatea Lunca Bradului, posibilitate de acces bună, iar incendiul nu s-a extins împreună cu garda de la Toplița, nu s-a extins decât o jumătate de hectar și a fost lichidat după câteva ore. Însă a urmat un alt incendiu pe data de 25-7 în localitatea Răstolița, Valea Tihuței, în cadrul Parcului Național Căliman, unde am plecat la incendiu pe 25 și ne-am întors pe data de 26 seara. Tot așa am lucrat, am fost eu, sau eu le-am condus împreună cu oameni de la Târgu Mureș, pentru că în acel moment aveam încă alte 3 incendii de vegetație uscată în localitatea Reghin și efectiv eram descoperit cu oameni și mi-au trimis de la Târgu Mureș oameni în sprijin, dar cele mai mari, au mai fost câteva, dar cele mai mari incendii a fost cel de pe 5 septembrie, în localitatea Lunca Bradului, adică în cadrul ocolului Lunca Bradului, ocolului Sibiu Lunca Bradului, vârful Pietrosu, acea cotă 2108 în Parcul Național Căliman, unde, să vă dau pe scurt câteva cifre, s-a lucrat de pe data de 5 până pe data de 21 septembrie, cu mobilizări de forțe din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Mureș, toate subunitățile din cadrul ISU Horea județului Mureș și de la ISU Harghita, pe schimburi, pentru că stând atât a trebuit, dar au fost oameni și forțe impresionante, 5 ofițeri, 103 subofițeri, 5 mașini de intervenție pentru transport, camioane, pentru că zona era greu accesibilă. Cred că mergeam pe drum forestier vreo 4 ore și după care mergeam pe jos vreo 2 ore jumate, 3 până la locul focarului, dar pe 6 s-a produs un alt incendiu, Munții Gurghiului, ocolul Silvic Fâncel, zona Vârful Mare, Vârful Mic, unde a ars 7 hectare de plantație, la fel cu 12 ofițeri, 85 de subofițeri, 5 autospeciale, tot așa pentru transport persoane, o Dacie. La cele două incendii au fost folosite efective de jandarmi, 45 de jandarmi, 30 de angajați de la ocolul Silvic Fâncel și Lunca Bradului, 70 de voluntari de la Ibănești, SBSU Ibănești, dincolo 70 de voluntari de la Vătava, pentru că era zona de pășune a lor, și de la ocolul, de la Lunca Bradului s-a folosit acel elicopter al Ministerului de Interne și acest incendiu început pe data de 6 s-a stins doar pe data de 12. Și am mai avut încă unul care tot în timp ce desfășuram pe data de 8 pe Sălard, în timp ce desfășuram acele acțiuni de intervenție cu destingere cu elicopterul, s-a observat și s-a intervenit foarte rapid și n-a apucat să se dezvolte. Deci iată că cantități importante de combustibil consumate, mii de ore a oamenilor care au stat în aceste locuri și au luptat cu focul din neglijența unor oameni care n-au conștientizat că lăsarea unui foc sau aruncarea unei țigări poate să ducă la atâtea ore sau atâtea zile de efort deosebit din partea noastră, având în vedere că la cele două incendii de care vă povestesc, de la Lunca Bradului și de pe Fâncel, nu s-a putut interveni cu tehnică de luptă, tot așa plecam 3-4 ore, mergeam pe un drum, pe o cărare, prin apă, pe un curs de pârâu, ca să ajungem la incendiu. Timpii de reacție în desfășurare cred că sunt foarte importanti, sunt decisivi, să zic așa. Foarte, foarte lungi timpii de reacție, pentru că distanța până acolo era foarte mare, accesul. Ce să vă spun, la primul incendiu care am plecat după masa cu echipajul și am ajuns de-abia dimineața. Deci ne-a prins noaptea undeva ora 10:30 pe traseu și a trebuit să ne oprim. Teren foarte accidentat, eram și cu un inginer de la Parcul Național Căliman care a și căzut, noroc că putea să
cadă de pe o stâncă să... Deci terenul exagerat, de mergeam pe coate și genunche, deci efectiv ne țineam unul de altul să putem urca anumite zone și atunci de-abia dimineața, pe la 5 am înoptat și de-abia dimineața pe la 5 am reușit să mergem spre incendiu și am ajuns undeva în jurul orei 6. Acces cu apă la cele două intervenții, atât la ocolul Silvic Fâncel, cât și la Lunca Bradului, nu a fost decât foarte greu. Am uitat să menționez aici, pe lângă forțele noastre pe care au participat, că am avut și două tafuri și un buldo excavator și implicare din partea primăriei Bănești, inclusiv cu mâncare, logistică, ne-a adus acolo apă și așa mai departe. Clubul Off-Road Mureș cu 6 autoturisme de teren, care două zile ne-au cărat cu bidoanele apă, iar elicopterul cu saci. Deci a fost o muncă grea. Cu saci umpluți undeva în localitatea Ibănești de către efectivele noastre, cu apă și aruncate din elicopter. Nu aveam un elicopter special pentru că, din câte cunosc eu, un singur elicopter există la nivel de național, dotat pentru stingerea incendiilor de fond forestier, care era revizie undeva prin Rusia la reparație. Și atunci am trebuit să improvizăm acel elicopter pentru această situație. Am înțeles. Revenim. Câteva minute de publicitate și revenim. Acum a venit momentul să ai și tu casa ta. Primăria Municipiului Reghin vinde apartamente noi în condiții extrem de avantajoase. Avans 5% și rate pe 30 de ani prin programul Prima Casă sau 10% avans și rate pe 20 de ani pentru cei care dețin deja o casă. Apartamentele sunt finisate la cheie, iar opțional se poate achiziționa și garaj. Relații suplimentare la sediul REA GCL Reghin sau la telefon 0265 512 611. Aniversezi ceva sau doar ai poftă de ceva dulce? Laboratorul de cofetărie Sabău are pentru tine produse de patiserie și cofetărie mereu proaspete și gustoase. Foietaje, cornuri, cozonaci, prăjituri și prăjituri de casă, torturi de nuntă, botezi și torturi pentru copii. Tot aici poți face comenzi pentru parastase și înmormântări. La Brutăria Sabău găsești tot timpul pâine proaspătă și gustoasă. Caută-ne în cele 4 locații din Reghin și în Târgu Mureș, strada Voinicem, numărul 81 și în Toplița, strada Nicolae Bălcescu, numărul 35. Brutăria și laboratorul de cofetărie Sabău. Gustă diferența! Nu ratați promoțiile Evora Center! Husqvarna, prin Motor Forest Reghin, strada Călărașilor numărul 26, vă așteaptă la campania Buy Back de toamnă 2012, pentru drujbe și lanțuri. Reduceri substanțiale din prețul unei drujbe Husqvarna din lista de promoții. Pentru modelele Hobby Husqvarna 236 și 240E, pe lângă reducerea de preț, se oferă câte un lanț Oregon cadou. Cumpără o șină sau un lanț Oregon și vei primi 10 lei pentru șina sau lanțul tău vechi. Promoția este valabilă pentru șine și lanțuri utilizate la orice marcă de motofierăstraie. Telefon 0265 512 612 sau 0746 249 431. Husqvarna, legenda continuă prin Motor Forest. În curând, White Club, în incinta complexului White Horse din Gornești.
un nou nume în elita cluburilor mureșene. Miercuri, seară romantică, joi, seară retro, vineri, seară live cu șlagăre ale anilor 80-90 și nu numai. Sâmbătă, seară disco, duminică, seară maghiară, parcare păzită și monitorizată. White Club, Gornești, strada principală, numărul 373K. Informații și rezervări 0723-670343, 0743-689-850. www.studiomarin.ro. Respect pentru amintiri. Servicii foto-video, studio foto profesional, albume fotocarte, filmări inclusiv HD cu una sau mai multe camere, concepție, montaj și transpuneri de înaltă calitate, repertoriu muzical de excepție, jocuri de lumini, DJ cu experiență și aparatură profesională de ultimă generație. Dacă amintirile tale contează, lasă grijile în seama noastră. O echipă de profesioniști lucrează pentru tine. www.studiomarin.ro 0744-124-100 0744-678-750. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine de seara, când vin, vă aduc ceva bun. Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și EON România. Am revenit, dragi telespectatori, și domnul locotenent colonel Ioan Chibulcutean răspunde întrebărilor noastre în această seară. Domnul locotenent colonel, incendii premeditate, cu această situație se confruntă țara noastră sau zonele pe care le subordonați? Da. Ați avut cazuri în care totul a fost premeditat? Da. Sunt situații în care se dorește incendierea unui anumit bun, fie locuință, fie... Da. Și în momentul în care, să spun, se ajunge la această concluzie... Deci la stabilirea cauzei de incendiu, da, se ajunge la această concluzie, organele de poliție iau spre documentare acest... și instrumentează și întocmirea dosarului penal și trimiterea în instanță, sigur. Și de aici se începe oarecum, să zic, o colaborare. Ați început să colaborați cu agențiile de asigurări? Deci noi colaborăm în oarecare măsură cu agențiile de asigurări pentru că ei ne solicită la incendii unde locuințele sau bunurile afectate au fost asigurate, ne solicită o copie a procesului verbal privind stabilirea cauzei. Am înțeles. Aici probabil vreau să mă refer și la o asigurare pentru echipajul nostru, pentru oamenii pe care aveți în subordine. Nu v-ați confruntat niciodată cu situații extreme, să zic așa, un deces, Doamne ferește, sau poate a fost în deci, rândul băieților. Suntem bugetari, instituția nu-și permite să ne facă asigurare de viață, cum ar fi normal. Deci nu-și permite acest lucru. Fiecare e liber să-și facă această asigurare dacă dorește, dar din păcate, cu tristețe, vă spun că puțină lume au. Și totuși au, pentru că
aproape întregul efectiv au și credit bancar și atunci intră și asigurarea de viață obligatorie, bănuiesc, pe care banca ți impune exact. Să o faci. Dar pentru accidente nu, nu prea. Deci, nu. Dar v-ați confruntat cu situații... Nu, din fericire nu am avut accidente cu victime decedate. Acum mici accidente de curs cu care sigur că au mai fost și nici la nivel de unitate accidente cu decese din rândul personalului nu a fost, nu. Acum, sigur, la nivel de țară se întâmplă și s-au întâmplat, poate cel mai expresiv a fi cazul Mihăilești, care știți că au fost cu, nu mai știu, 12 sau 13 pompieri, dintre care comandantul a fost fostul meu locțitor, un lucru care m-a marcat, să zic, în anumită măsură și, sigur, e o meserie cu un grad de risc ridicat, această profesie de pompier și... Idealul ar fi dacă am fi asigurat de către instituție, dar nu avem pretenții pentru că sunt alte priorități deocamdată la partea de dotare, dacă e să zicem. Partea de dotare. Haideți să discutăm despre proiecte prin care se dorește achiziționarea de echipament. Deci, sigur, ne mișcăm. Schimbarea inspectorului șef a venit cu un suflu nou. Se dorește și se va întâmpla probabil că în luna viitoare, undeva pe la jumătatea lunii, înființarea unui punct de lucru la DEDA, adică o auto special, un echipaj din cadrul detașamentului va fi dusă și primăria DEDA s-a oferit să ne asigure spații de cazare și va rămâne acolo pentru a reduce timpul de răspuns și a fi mult mai operativ pe această parte a Mureșului Superior. La Sighișoara și a fost mediatizat săptămâna trecută, a fost o delegație pe programul Harry Prod care a dotat subunitatea cu trei mașini, e vorba de două mașini de intervenție și un camion, iar din ce ne-a spus domnul inspector șef, o mașină veche, dar va fi distribuită la Reghin, lucru care iarăși mă bucură că voi da una la Bistra, dar voi primi alta în loc și voi rămâne tot cu patru auto speciale. Un lucru îmbucurător va intra în zilele următoare în dotare o auto specială zmur cu capacitate mărire de trecere pe tip ATV 8x8, ea va putea să accedă în drumurile greu accesibile tehnicii de luptă, drumuri forestiere, pe zăpadă, deci inclusiv șenile are, se pot monta pe steroți, inclusiv pe apă, pe timp de inundație, se poate transforma în barcă. Sunt venite 5 la nivel de țară, am înțeles, și dintre care una va fi dată la Isu Mureș și la detașamentul de pompieri Reghin, lucru pentru care am și trimis la specializare echipa pajul luna septembrie, au fost trei oameni la Unitatea Specială pentru Intervenție Situații de Urgență, Ciolpani, și au făcut pregătire în vederea încadrării autospeciale de care vă vorbeam. La anul urmează să se achiziționeze o mașină de intervenție, mașină de primă intervenție cu capacitate mică, dar necesară. Ea este prin fonduri europene, ea este în faza de licitare a lucrării. Și cam astea sunt, știu eu, proiectele pe care imediat le avem în vedere. Sigur că mi-aș dori să schimbăm parcul auto, având în vedere că am trei mașini care sunt destul de vechi, au o vechime de peste 30 de ani de lucru cu apă, mi-aș dori, dar din păcate banii alocați pe acest și pe această latură de bani ajung pentru întreținere și reparare la cele pe care le avem. Deci nu se preconizează dotare cu autospeciale din partea Inspectoratului General pentru că nu au fost alocați bani în această direcție. Da. Vorbeați despre echipaj. Trecem puțin de la subiect acela. Spuneți-ne, care este atmosfera în cadrul echipajului? Se consideră băieții o mică familie sau o mare familie? Absolut, de fapt? Absolut. Am meritul
Dați-mi voie să fiu lipsit de modestie, să spun că am meritul, că am reușit să încheg un colectiv deosebit, lucru care m-a făcut și să rămân în mijlocul și la comanda acestei subunități. De aia nu am, că am avut posibilitatea de a pleca la eșalonul superior, dar nu am putut să mă despart, pentru că am considerat că e o familie care mă reprezintă și cu care lucrez în condiții deosebite. Acum, sigur că trebuie să punem în vedere că suntem o structură militară cu o disciplină și cu o rigoare impusă și nu pot să fiu, nu știu, considerat, hai să zicem, ca o educatoare care ia pe toți în brață și respectăm regulamentul militar, dar avem o familie bine închegată, o unitate în cadrul echipajelor, se înțeleg și nici nu fac schimbări pe echipaje, ei rămân statornici pe aceeași autospecială, pe aceeași funcție fiecare, se înțeleg din priviri pe timpul intervenției, e un lucru care mă bucură și ca să vă dau un exemplu scurt, trecem printr-o perioadă grea ca instituție, duminică într-un accident, dar nu pe timpul serviciului, a murit un om de al nostru, un subofițer de la detașamentul Târgu Mureș. Ieri mi s-a adus vestea la cunoștință, fiind la ședință de comandă la Târgu Mureș, în dimineața asta am expus lucru și a venit din partea lor dorința de a contribui fiecare și toată lumea, 100 cu mine împreună, 114 oameni, au fost pentru să contribuim cu sume de bani și să trimitem o coroană și să ajutăm această familie. Un lucru care dovedește faptul că suntem o familie și suntem aproape atunci când unul are o problemă, suntem uniți și avem o atmosferă și un colectiv deosebit. Mă bucură lucrul ăsta că am reușit să-l fac și pot să le mulțumesc pentru că știu să se comporte. Da. E o plăcere să merg la lucru. Bineînțeles. Ministerul Educației și Învățământului și inspectoratele școlare organizează concursurile tehnico-tematice cu elevii Prietenul Pompierului. Desfășurăm o serie de activități și programe, copiii prietenii pompierilor, concursurile profesionale pe care le au copiii pe latură de pompieri, cu viața mea, un spot publicitar, Apăr Viața. Sigur că acum e în derulare campania pe care și dumneavoastră o puneți foc. Trebuie cunoscut că latura preventivă stă în atenția pompierilor în mod deosebit și, din păcate, e destul de trist că la nivel național, la nivel de țară, un copil pe săptămână moare în incendii. La nivel de unitate stăm bine sau mai bine față de statistica la nivel de țară, dar din nefericire și anul trecut la nivel de inspectorat 6 copii au căzut victimă acestor incendii, dintre care unul a decedat, iar în acest an până în prezent 5, din care 2 au decedat. Și atunci asigur că și această campanie Foc, Flacăra, Omoară copii, care este susținută de către, și pot să spun că nu-i fac niciun fel de reclamă, e un gaz, pentru că e pe latură umanitară, s-a implicat foarte mult împreună cu Inspectoratul General, ea se desfășoară în două etape, a început în acest an prima etapă de sensibilizare, urmând să continue și anul următor etapa a doua de a merge concret cu acțiuni educative la nivel de comunitate, săl de clasă, la nivel de cartiere, de blocuri sau localități, în general în zone defavorizate, în mediul rural, în mediul unde trăiesc oameni în condiții mai puțin decente, știu eu, cu comunități de rom și așa mai departe, unde sunt predispuși datorită sărăciei la aceste situații de urgență. Deci am desfășurat pe parcursul anului acțiuni educative cu copiii, ziua porților deschise, de ziua copilului, de ziua protecției civile 28 februarie, de ziua pompierilor 13 septembrie, de ziua dezastrelor 13 octombrie, săptămâna școală altfel, în care am primit sute de copii în vizită și din municipiu și din localitățile învecinate și oricând primesc cu mare drag profesorul sau educatorul sau învățătorul care vrea să vină în vizită, pentru că consider că prin acele o jumătate de oră poate
îl și direcționăm în viitor ca o viitoare profesie și e normal că roata se schimbă, vine vremea să mai ieșim și la pensie, să vină alții, dar totdeauna facem, pe lângă faptul că îi încântăm cu mașinile, cu modul de lucru, facem și câteva măsuri din astea pe care copiii trebuie să le respecte pentru a preveni, să zicem, necazurile în rândul lor. Ce vă conferă dumneavoastră echilibrul de care aveți nevoie ca să vă puteți desfășura activitatea? Păi, în primul rând, fac ceea ce mi-am dorit. Mi-am dorit, făcând armata la pompieri, mi-am dorit cu ardoare această meserie și mi-am pus și varianta, dacă mor la primul incendiu, dar tot vreau să devin pompier, deci mi-am dorit atât de mult. Îmi găsesc echilibru în familie, am o familie unde chiar mă recreez și îmi găsesc echilibru, având în vedere că am și doi copii mici care sunt cu noi acasă și reușesc poate să mă scoată din stare.